Polițiștii din județul Sălaj au amendat recent vitezomanii și șoferii care nu au respectat regulile de circulație. Aceștia au constatat în decursul săptămânii 11-17 iunie pe drumurile sălăjene numai puțin de 1000 de fapte contravenționale, amenzile ridicându-se la o sumă de peste 100.000 de lei. Mai mult de jumătate dintre șoferi au fost amendați pentru conducerea autovehiculelor cu viteză peste limita admisă, iar 28 de șoferi s-au ales cu permisul suspendat, potrivit Magazin Sălăjan.